un băiețel foarte deștept. De unde vine deșteptăciunea ta? Vine de la gânduri. La ce te gândești tu ca să fii deștept? La artist. Adică? Să fiu un artist și să cânt foarte mult. Noi cântăm de obicei, dar acum învățăm să vorbim... Corect! Îți place să fii aplaudat, Edi? Da! Ce simți când te aplaudă lumea, când te admiră lumea, când te vede lumea la televizor? Mă simt mândru! Voi crește mare și odată. Ce președinte eu voi fi, la președințiere îndată pe toți vă voi primi. Președinție sau președinție? Președinție. Președinție. Președinție este forma corectă, nu președinție. 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 Să ține minte. Da, de ce? Da? Din cauza că este... Când e corect. Dacă era președinte, da, spuneam președinție. Dar cuvântul nostru de la care pornim este președinte. Un președinte, mai mulți? Președinți. Președinție, nu președinție. Nu spunem președinție pentru că nu spunem președinte. De la președinte formăm președinție. Dacă astfel ne gândim, nu avem cum să greșim. Știi cum îl cheamă pe președintele nostru? Da, Klaus Iohannis. Acum toate gândurile bune se adună și învățăm de la copii. Ștefan, ce face un președinte? Un președinte conduce țara. Și unde o fi învățat președintele să fie președinte, Edi? La o școală de-a lui. La o școală de președinți? Da. Și ce înveți la o școală de președinți? Cum să fii președinte. Și ce te învață? Te învață cum să vorbești corect, cum să fii ascultător, cum să asculti regulile. Deci cum ajungi președinte? Dacă? Înveți foarte mult, da? Și faci muzică. Și faci muzică? Da. Super, deci președintele trebuie să știe să și cânte. Da. Dacă vrei să vezi mai bună lumea în care noi trăim, cel mai bine o să-ți spună cum vede un copil. Vreau să cânt, că dacă nu... Că dacă nu te las să cânti, ce? Ce faci? Mă scutur. Că dacă nu te scuturi? Cum adică te scuturi? Fac așa. Oh, nu mi-a arătat. Vreau să cânt. Cred că ți-e frică, Edi? Da. Ți-e frică de mine? Nu. Nu, a, așa era tema, nu? Frică, da. Vreau să cânt. Ești fericit? Da. Bravo! Cum e fața ta supărată când spui vreau să cânt? Vreau să cânt. Și nu o să accept să cânt cu tine dacă îmi vorbești așa. În general, oamenii trebuie să vorbească... Frumos. Frumos, duios, blând, calm. Clar că muzica te-a ajutat să exprimi mai bine ceea ce vrei să faci. Suntem originali. Animal cu chip de om, sopăie. Din pom în pom. Animal cu chip de om țopăie din pom în pom. Știi ce cred eu că este, Edi? Da. Maimuță. Maimuța! Microbii sunt niște simptome rele. Simptome rele? Care anunță ce? Anunță că vine coronavirusul. Vine peste noi. Aoleu, de-ar pleca odată, ce bine ar fi. Dar ce simți tu? Ce fel de simptome simți când vin microbii? Vomit, mă simt rău, sunt supărat. Adică îți dă și o stare de supărare. Amețeală. Și cum ne facem bine când suntem bolnavi, când ne invadează microbii? Stăm în pat, luăm medicamente, ne ducem la doctor, facem analize și apoi suntem liberi. Sunt Edi, de la Picii Lustoreasca și vă rog să vorbiți corect. Zâmbiți corect și uitați-vă la emisiunea Vorbește Corect.
Copiii nu au copii că sunt mici. Vreau să fiu președinte, vreau să fiu președinte.